De la primele ore ale dimineții la vulcanizările auto din oraș s-au format cozi interminabile. Angajații vulcanizărilor nu mai fac față de când meteorologii au anunțat că județul nostru se află sub avertizare de cod galben de ninsori și viscol. Majoritatea șoferilor giurgiuveni care au ales să-și echipeze autoturismele acum au avut de așteptat chiar și 2 ore. Asta în timp ce alții au fost mai precauți și au făcut acest lucru după data de 1 noiembrie. Cererea este atât de mare în aceste zile încât administratorii atelierelor sunt nevoiți să prelungească programul de lucru. Lucrăm de la ora 8 dimineața și până la 8 seara, fără să ne oprim. E greșeala celor, bine, a populației, a clienților, că nu vin pe ultima 100 de metri, dar la noi așa se întâmplă. Au anunțat că se strică timpul, dar n-au binevoie să vină din timp. Așa preferă să stea câte 2-3 ore la rând. Foarte mulți clienți acum în perioada asta, toată lumea se înghesuie, că nu și le-au pus la timp și suntem supra-solicitați, suntem și peste program. Muncim de dimineața până seara, într-un cuvânt. Clienți sunt destui. În ultimile zile, cam cât munciți? În ultimile zile, până la 9 sau 10 seara. De dimineață? De dimineață, de la 8. Cozile variază de la o vulcanizare la alta, și oferiți în cont atât de calitatea lucrării cât și de preț. Dacă la primul atelier montarea, demontarea și echilibrarea cauciucurilor costă 40 de lei, la alte vulcanizări se fac și oferte, prețul ajungând chiar și la 24 de lei în funcție de gabaritul mașinii. Conducătorii auto sunt însă nevoiți de 2 ori pe an să treacă prin aceste experiențe pentru că altfel riscă amenzi în cazul în care derapează sau blochează circulația.